Tragedie nocturnă în capitală. Un tânăr de 19 ani s-a necat în lacul de la porțile orașului. Nenorocirea s-a produs duminică în jurul orei 23, se arată într-un comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Potrivit poliției, tânărul a mers la iaz împreună cu 4 prieteni. El a intrat în apă pentru a se scălda și nu a mai putut ieși la mal. Doi dintre prietenii săi ar fi încercat să-l salveze, dar fără succes. Poliția a deschis o anchetă. În legătură cu acest caz, salvatorii îndeamnă oamenii să respecte regulile de securitate la scăldat, inclusiv evitarea intrării în apă în stare de ebrietate. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații Excepționale, de la începutul acestui an, în bazinele acvatice din țară și-au pierdut viața 26 de oameni, inclusiv 3 minori.